oamenii tufișurilor. Asta înseamnă. Acum, noi am fost primiți cu prea multă cinste. Ne-a primit vicepreședintele Namibiei împreună cu multe oficialități și cu lacrimi în ochi vicepreședintele ne-a mulțumit fiindcă el se trage din același trib cu bușmenii. Și a spus să nu-i mai numim oamenii tufișurilor, ci oamenii de la marginea societății, tribul San. Și am spus, lăsați-i mai bine oamenii tufișurilor, că sună mai bine decât oamenii de la marginea societății. Zic, asta e mai umilitor, mai drag mi este că din natură, oamenii din mijlocul tufelor sună mai bine. Deci, nu ați dat lor, ci ați dat direct lui Iisus. Voi credeți Biblia, frate mei? Slavă Domnului! Slavă Domnului! Să mai lași ușa aia deschisă și de afară și să-mi vie mie aer, bine? Așa, că aici e foarte cald. Acum, dacă am avut cadrul ăsta fain de familie și abia m-am oprit că inima mea era plină de învățături, fiindcă prețuiesc atât de mult copiii, vă spuneam că în al doilea rând, să nu vă supărați, frații pocăiți de ani de zile, iubesc atât de mult prietenii scumpi ai casei Domnului. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Poate ești pentru prima dată aici la Pocăiți. Poate ai fost de mai multe ori. În seara aceasta vreau să stau de vorbă cu tine, cu dumneata. Am un cuvânt de la Domnul și este în cartea Apocalipsa. Mi-este drag tare acest pasaj biblic. Iată cuvintele lui Iisus. Nu sunt ale mele, sunt ale lui Iisus. Să stăm ridicați, că dăm cinste cuvântului Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 20. Pagina în Biblie 1208, Apocalipsa, capitolul 3, versetul 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Vă rog să vă reașezați. În câteva minute, scumpii mei, vreau să vorbesc din acest pasaj biblic. Spuneam și cu alte ocazii, este imaginea lui Iisus în chenarul unei uși închise. Biblia ne prezintă pe Fiul lui Dumnezeu în foarte multe ipostaze ale vieții Lui. Pe paginile Evangheliilor îl găsim pe Iisus, făcând semne și minuni, eliberând oamenii de demoni. Apoi, în profeții, îl găsim pe Iisus, ca fiu al omului, ca miel al lui Dumnezeu. Profeții l-au văzut fie în glorie, fie pe cruce, fie părăsit de toți oamenii, cel mai frumos dintre oameni și cel mai disprețuit dintre oameni. Iisus are foarte multe imagini în Sfânta Scriptură, dar aceasta mi se pare cea mai inofensivă imagine care o poate prezenta Biblia despre Domnul Iisus Hristos. Cel mai neajutorat om de pe pământ este omul care stă în fața unei uși și bate. Ați fost în situația asta vreodată? Sigur ați fost. Ești cel mai decompătimit, parcă. Să stai și să bați la ușă închisă. Iară mai stai. Faci liniște. Aștepți să vină cineva să deschidă. Orice mișcare trebuie sari, iară mai bați și iarăși mai bați. Este cea mai interesantă imagine cu Fiul lui Dumnezeu, dragii mei. Cum se poate? Cel care are toată puterea în cer și pe pământ, da? Știți asta? Iisus după înviere a strigat, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ.
Puterea absolută o deține Domnul Iisus Hristos. Și totuși, cartea Apocalipsa îl prezintă parcă ca unul dintre cei mai neputincioși. Dacă are toată puterea, de ce nu deschide ușa? Dacă are toată puterea, de ce nu spune un cuvânt și ușa aia se dă de perete? De ce îl prezintă cartea Apocalipsa ca un călător neajutorat care bate la ușă și așteaptă să se deschidă? Ce este această imagine, dragii mei? Această imagine nu este altceva decât inima omului la care bate Fiul lui Dumnezeu ca să se deschidă. În seara aceasta, dumneata, tu care mă asculți, te întreb, de cât timp bate Iisus la inima dumitale? Vreau să vedem mai întâi, frații mei, cum bate Iisus. Ca să te ajut în această seară, fiindcă vreau din tot sufletul și te rog, deschide în seara aceasta Fiul lui Dumnezeu ușa inimii tale. Este seara ta binecuvântată, glorificat să fie Domn. N-ai venit la întâmplare și eu nu sunt la întâmplare aici. Suntem ca hotărât Dumnezeu să fim aici. Ești aici că te caută Fiul lui Dumnezeu de ani de zile. Și în seara asta și-a dat întâlnire, în căldura asta aici cu gălăgia copiilor, care îmi place așa de mult. Pe mine nu mă deranjează copiii, mitic. Nu. Aduceți copiii la biserică și dacă fac gălăgie, lăsați-i să crească aici, nu-i lăsați acasă. Domnul să-i binecuvânteze, fiindcă aici atinge puterea lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este aici și chiar dacă se joacă, să știi că puterea lui Dumnezeu îl atinge. Măriți să fie Domn. Tu ești aici, scumpul meu prieten, că Iisus a hotărât să-și mai dă o întâlnire cu tine și să mai bat odată. Cum bate Fiul lui Dumnezeu? În primul rând, Iisus bate la inima noastră prin glasul conștiinței. Nu există niciun om de pe pământ să nu aibă conștiință. Am stat de vorbă cu oameni de toate categoriile. Am stat și cu frați care au mers în Indonezia la niște triburi de canibali. Eu n-am ajuns la aceia. Mai făceau glume pe seama mea când m-am mers în Africa. Ce te faci dacă dai peste un trib dintre toți? Te alege pe tine, că ești cel mai greșuț. Și nu am ajuns încă la canibali. Dar frații din Misiunea Speranța, fratele Gorcea mi-a spus că a stat de vorbă cu acești canibali care s-au pocăit. Și acei oameni, glasul conștiinței îi spunea că nu-i voie să facă ce face. Există om să nu aibă un tribunal în el numit conștiință. Recunoașteți toți? De când am fost un țânc, de când am rupt primul metru lui tata. Tata a fost meșter de case și avea un metru din ăla de lemn. Jucându-mă cu el, am rupt 20 de centimetri de la nitul ăla care era acolo. Ce am făcut? Vreo 3-4 ani aveam. L-am îndesat cât am putut, l-am împachetat și l-am pus în lada de scule a lui tata. Îmi amintesc de ziua în care tata a luat în rând pe toți frații mei mai mari. Măi, cine a rupt metru? Ei, nu s-a gândit la mine și am scăpat. Dar conștiința îmi spunea, tu l-ai rupt. De ce te-a ascuns? Du-te, spune la tate tău că tu l-ai rupt. M-am ascuns. Apoi, ce să facă tata? A cumpărat al metru. Și eu mă jucam cu segmentul ăla de 20 de centimetri. Pe urmă a fost jucăria mea, măsuram și eu cu ea. Dar conștiința îmi spunea, ești vinovat. Ești vinovat. Ești vinovat. Și nu poți să fugi de glasul conștiinței. N-ai cum să te ascunzi de ea. Oricât încerci să o liniștești, îți spune tot mai tare. Ești de vină. Recunoașteți? Așa este. Când te-ai certat cu cineva și n-ai avut dreptate, conștiința te mustră de nu mai ai nici somn, nici nu poți să adormi. Și nu o poți liniști. Ea este un tribunal pus de Dumnezeu în noi.
Știi când se liniștește ea? Când îți repar greșeala. Sau mai bine spus, pentru păcătos, în momentul în care te-ai pocăit în fața lui Dumnezeu, atunci conștiința te felicită și spune, acum e bine. Până atunci nu reușești. Am stat cu oameni care au ajuns la cintemniță. Știți care este cel mai greu lucru? Glasul conștiinței, care îl macină în fiecare zi și spune, puteai să nu fii aici. La fel, dragii mei, iadul, grozăvenia iadului, va fi și chinurile care s-a acolo, dar chinul conștiinței, care era peste bogatul din locul de chin, când se uita și vedea raiul și conștiința îi spunea, puteai să fii unde este Lazar, dar nu te-ai pocăit și ești aici în vecii vecilor. Cel mai greu iad este glasul conștiinței care va condamna veșnic pe oameni. Iubitul meu suflet care ești aici, în această seară Iisus bate și bate prin glasul conștiinței. Ce vei face în această seară? Te rog, cedează în această seară și primește-L pe Domnul Iisus. Deschide-ți inima ta, împacă-te cu tine însuți și cu Creatorul tău în această seară. Domnul să te ajute. N-ai cum să ai liniște. Zi și noapte ești măcinat și îți spune conștiința că nu-i bine cum trăiești. Conștiința spune, împacă-te cu Dumnezeu, pocăiește-te. Este un element numit voință, peste care Dumnezeu nu va trece. Tu poți să decizi în această seară și mă rog Dumnezeu să te ajute să-ți înduplece voința ta. Un poet al unei cântări spunea, poți să fii înger sau poți să fii demon, depinde de voința ta. Această seară voi apela la voința ta pe final, să fie în acord cu voia lui Dumnezeu și să-i deschizi bătăii care El o face la inima ta. Domnul să te ajute. Apoi Domnul bate la inima oamenilor, frații mei, prin evenimentele care se petrec în jurul nostru. Sunteți de acord cu asta? Trebuie să fiți de acord. Domnul îngăde uneori suferință. Și oamenii când ajung la spital și doctorul îi spune, omule, nu mai ai nicio șansă, atunci oamenii îl caută pe Dumnezeu. Eu spun că este un pic prea târziu și pentru unii a fost prea târziu. Nu lăsa împăcarea ta cu Dumnezeu când spun medicii că nu mai sunt șanse. Și acum când ești sănătos și puternic, Dumnezeu să te ajute să-i deschizi inima lui Iisus, Domnul să te binecuvânteze. Dumnezeu vorbește și prin evenimentele care se succede în jurul nostru. Iată ce vremuri trăim. Amenințare de războaie peste tot. Orice buletin de știri, parcă citești pagină de apocalipsă. De aceea oamenii trebuie să se trezească în vremea asta, când vezi cu ochii că sfârșitul este chiar la ușă. Împacă-te cu Dumnezeu, omule. Dumnezeu bate prin tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Dumnezeu să te ajute să te trezești, că va fi prea târziu. A fost prea târziu când a ieșit Lot din Sodoma și a plouat foc și pucioasă. Prea târziu. Dar încă în seara aceasta nu este prea târziu. Dumnezeu să te ajute să-ți deschizi inima. Apoi Domnul bate, frații mei, prin cea mai puternică bătaie. Și aceasta este puterea Evangheliei lui Hristos. Glorie Domnului! Mie nu-mi este rușine de Evanghelia lui Hristos. Ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricărui om în această seară prin evanghelizarea care se face și în serile trecute. Domnul a bătut la inima ta să deschizi. Deschide-ți inima în seara aceasta ca să intre Hristos în viața ta. Haideți să ne uităm, dragii mei, la câteva piedici care în această seară va trebui să le dai la o parte. Frați și surori, fiți și dumneavoastră atenți. Va trebui să ne rugăm pentru prietenii și invitații voștri ca aceste piedici să le dea Dumnezeu la o parte, dar și ei să le dea la o parte. Această imagine cu Iisus la ușă bătând, ați mai auzit istoria asta. Unui pictor, un mare om bogat, i-a cerut să zugrăvească imaginea asta și să facă un tablou. Și pictorul a pictat o ușă
Și un om care bate și bate și bate, dar nu a făcut cel mai important lucru, cum se spune la ușă. N-a făcut mâner pe exterior la ușă. Și când i-a adus tablou, bogatul care a comandat a spus: pictore, tu nu vezi că ai greșit și cel mai important lucru tu nu l-ai pus la această ușă. Dar pictorul a spus: eu am citit în Biblia care mi-ai dat să o citesc că el bate și ușa asta nu arată că ar avea un mâner pe exterior ca să poată deschide, ci pictorul a făcut un mâner doar în interior și foarte corect a pictat acest pictor. Mânerul este la tine. Tu poți deschide zarul, Dumnezeu să te ajute. La tine este, el bate. El nu va forța. În seara aceasta tu trebuie să tragi acel zăvor. Prima piedică care trebuie să o dai la o parte sunt ideile preconcepute. La ce fac referire? Fiecare om care ne vizitează bisericile noastre vine cu un bagaj de cunoștințe și vine cu câteva idei despre noi. Mă, nu mă duc la pocăiți. Prima idee este că noi suntem rătăciți. Nu, dragii mei, nu suntem rătăciți și nu vă ducem în rătăcire. Eu nu sunt un om rătăcit. Aș fi un om fără minte. Am 6 copii și o soție. Dacă nu aș fi trăit ceea ce predic, dacă nu aș fi întâlnit cu Iisus, dacă nu ar fi adevărat ce vă predic, aș fi considerat și ar trebui să fie considerat un om fără minte, care îmi duc în rătăcire copiii și familia. Dar scumpul meu suflet, eu m-am întâlnit cu Iisus și mii de oameni ca și mine s-au întâlnit cu El. Am avut o zi în care mi-am deschis inima Lui. Glorie Domnului! Și Iisus a făcut minuni în viața noastră. În seara aceasta te rog de la o parte toate ideile cu care ai venit. Noi nu suntem oameni rătăciți și nu ducem oameni în rătăcire, ci noi știm în cine am crezut și cu cine ne-am întâlnit. Gloria lui Iisus! Seara aceasta, scoate din mintea ta toate aceste idei preconcepute. O altă piedică poate fi religia ta. Vei spune: și eu sunt un om credincios și eu am o credință și eu nu renunț la credința mea. Dar te întreb, credința ta este o credință adevărată? Aseară am predicat despre credința adevărată. Sau este o credință moartă? Sau o credință care o au vrăjmașii lui Dumnezeu? Biblia spune despre diavolul că el crede în Dumnezeu. Să înfioare, dar nu-i face voia. Nu vreau să te jignesc, dar foarte mulți români de ai noștri au o credință de felul acesta. Când vine o furtună grea, când ajunge la un necaz, se pune pe genunchi și se roagă lui Dumnezeu, iar când a trecut necazul, uită de Dumnezeu. Asta nu-i credință, dragul meu. Dumnezeu să te ajute să renunți la asemenea fel de credință și să vii la o credință mântuitoare în Domnul Iisus Hristos. Domnul să te ajute. Această seară trebuie să tragi încă un zăvor care ține pe Iisus afară, poate de multă vreme. Știi care este? Amânarea. Poate-ți place la pocăiți, ești de acord cu cântările, cu frumusețea rugăciunii, cu tot ce este pe aici, dar ai spus nu în seara asta, nu astăzi, ci mâine. Ascultă-mă, spunea cineva, aceasta a dus pe cei mai mulți oameni în iad, amânarea, blestematul de mâine. Și eu am auzit și voi, zeci de oameni, îmi amintesc de consătenii dragi, care spuneau părinților mei: să mă păzească Dumnezeu să nu mă pocăiesc, eu vreau să mă pocăiesc, numai nu astăzi, ci mâine. Și mâinile ăsta este cea mai mare amăgire care diavolul ți-o poate face. Scumpul meu suflet, seara asta este seara când Domnul vrea să te mântuiască. Glorie lui Dumnezeu! M-a trimis aici de la mii de kilometri
ca să-ți vorbesc despre dragostea Lui în această seară și să spun că El bate la ușa inimii tale de ani de zile și în seara asta vrea să-i deschizi. Trage zăvorul amânării, Dumnezeu să te ajute să-L dai la o parte și în seara asta să fie seara când Iisus să intre în inima ta. Dumnezeu să te binecuvânteze. O altă piedică peste care trebuie să treci în această seară este rușinea. Pe foarte mulți oameni, acest dușman i-a dus pentru veci de la fața lui Dumnezeu. Știți ce a spus Domnul Iisus? Cine se va rușina de mine și de numele meu, de calea mea, de sfânta calea pocăinței, în fața acestui neam ticălos și rău, mă voi rușina și eu de el în fața Tatălui și a sfinților îngeri. Iubitul meu ascultător, să nu-ți fie rușine de Iisus, să nu-ți fie rușine de calea pocăinței, ci vino în seara aceasta la Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să te ajute. Treci peste aceste piedici în această seară. Religia, neamul tău, ce vor spune oamenii, rușinea, amânarea, Dumnezeu să te ajute să tragi zăvorul în această seară și să-i deschizi lui Iisus. Domnul să te binecuvânteze. Mă apropii de încheiere spunându-ți din tot sufletul, ce face Iisus atunci când îi deschizi și intră în inima ta? Frați, cum ce-a făcut Iisus când a intrat în inima voastră? Primul lucru care îl face Iisus, face lumină, glorie lui Dumnezeu. Așa este? Așa este. Așa este. Se întâmplă o minune, dragii mei. Când intră Iisus în inima ta, întunericul dispare. N-ai cum să te vezi că ești un păcătos până când intră Iisus în inima ta. Până atunci ești cel mai bun om. Până atunci vei spune cum spune lumea. N-am dat în cap la nimeni. N-am stricat casa nimănui. Eu nu trebuie să mă pocăiesc. Dar când va intra Iisus și va face lumină, vei spune ca Sfântul Apostol Pavel, Iisus a venit în lume să mântuiască ce era pierdut și pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Domnul să te binecuvânteze în seara aceasta cu lumina Lui cerească. De aceea Iisus striga, eu sunt lumina lumii. Primul lucru și minune care face Iisus, face lumină în interiorul nostru și ne vedem cu adevărat că suntem de păcătoși. Rugați-vă, fraților, rugați-vă în taină ca Dumnezeu să facă lumină în seara aceasta în aceste suflete, să-și vadă starea de păcătoșenie și să vină la Iisus Hristos chiar în această seară. Un alt lucru care îl face Domnul Iisus, El face curățenie în inima noastră. Glorie lui Dumnezeu! Asta este minunea care a făcut-o cu toți. Iisus ne-a curățat mai întâi mintea. Ne-a noit sufletele noastre, ne-a dat o minte nouă, așa este, frații mei. Dintr-un om care ai gândit murdar, Iisus îți schimbă imaginația ta, privirea ta, gândirea ta și îți dă un nou mod de gândire. Glorificat să fie Domnul din toată inima. Această seară Iisus este aici să facă lumină și să facă curățenie în viața ta. Glorie lui Dumnezeu! Aleluia! Slavă Domnului! Glorie lui Dumnezeu! Aleluia! Iisus este aici, da! El este aici în această seară, aleluia! Rugați-vă, frați și surori, Iisus este aici, este seara binecuvântată, Duhul Sfânt este printre rânduri, aleluia, gloria lui Iisus, aleluia, 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 vino mai aproape, aleluia, 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 aleluia. Rugați-vă, fraților, rugați-vă. Este seara binecuvântată, Iisus este aici. Iisus este aici, aleluia. Duhul Sfânt este aici. Puterea Lui este aici, glorie Domnului. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, rugați-vă, mulțumiți-i Domnului. Aleluia, mai am un cuvânt sau două și apoi intrăm la rugăciune. Scumpii mei, Iisus a intrat cu lumina. Iisus a intrat cu curățenia.
dar mai face Iisus ceva. Iisus vă deschide masa. În această seară cerul se deschide și Iisus vine la masă cu voi. Voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine, aleluia! Din această seară, Iisus vă primește la masa Lui bogată, glorificat să fie Domnul! Cerul se deschide pentru voi și masa Lui Iisus se întinde pentru voi, lăudat să fie Domnul! Aleluia! 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 Îndrăznește! Vino și tu, Iisus te cheamă! Iisus bate! Iisus bate! Haideți să stăm ridicați! Nu mai este timp! Este timp de rugăciune. Vino și tu, îndrăznești. Iisus te cheamă, îndrăznești. Vino și tu lângă aceștia. În această seară primit pe Iisus în inima lor. Aleluia, binecuvântați-i. Rugați-vă ca Duhul Sfânt să vină peste ei. Aleluia, aleluia. Shela da Romina Santios. Aleluia, etoșina. Aleluia, shekorobosina te brantos. Aleluia, aleluia. Ora este la cruce. Aleluia, 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 aleluia. Vino, vino, Iisus te așteaptă. Vino și tu. Este seara ta, nu mai amâna. Aleluia. Îndrăznește. Este seara ta binecuvântat. Iisus bate. El bate. El bate încă o dată. Îndrăznește. Aleluia! 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 Vino tine! Vino fiule! Vino fiică! Iisus te cheamă! Este seara ta! Iisus este aici! Îndrăzniți la Iisus! Predați-vă viața! Aleluia! Iisus este aici! Îndrăznește! Vino! 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 Aleluia! Aleluia! O vino azi, o vino azi, o vino azi, te cheamă azi o voce dulce. Hai vino, încă mai este loc la cruce. O vino azi, o vino azi.
Aleluia, Santa Profida Shamanassi. Aleluia, aleluia. Această seară cerul se deschide și primește sufletele acestea. Știți ce strigă cerul? Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească lauda, cinstea și puterea care a răscumpărat cu sângele lui oameni din orice neam, din orice seminție și din orice norod. Este vrednic fiindcă el a stat pe cruci. Aleluia, bucurați-vă, scumpii mei. Iisus vă promite în această seară că vine în inima voastră și nu mai pleacă niciodată. Voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. Pentru veci voi sunteți ai Domnului și nimeni nu vă va smulge din mâna Lui. Glorificat să fie Domnul! Bucurați-vă! Mulțumiți-i acum! Mulțumiți împreună cu biserica! Dacă mai este cineva, încă mai sunt câteva minute. Mai vino și tu! Vino! 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 Vino, Iisus te așteaptă! Vino, vino, vino și tu! Aleluia, aleluia! Cerul se bucură! Bateți din palme de bucurie! Lăudați-L pe Domnul! Aleluia! 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 Iisuse, primește-L și primește-L, Doamne, aleluia! Oprește sus, chiar de nu vorbesc. Și pentru El ai murit. De ce Iisus, mai pus, pentru El ți-a dat viață. Aleluia. Copilul meu, aleluia. De ce mai lăcrimezi? Aleluia. Apropie, aleluia. 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 Vino și tu. Oprește sfânsul, trasnește se seara ta. Aleluia. Prin credință poți învinge totul. Aleluia. Și prin credință s-o trăiești, dreptul de a fi copilul celui veșnic, neprigrădirea prin ea să o primești. Prin credință poți învinge totul și prin credință viața s-o trăiești, dreptul de a fi copilul celui veșnic, neprigrădirea prin ea să o primești. Credința ce vin ce noșă. Aleluia. Nu te-am chemat ca aleluia să fii un învins. Aleluia. Nu te-am purtat pe braț de atâta vreme. Aleluia, rugați-vă, frate. Mai este luptă. Acum, mai sunt suflete, aleluia. Iisus mai așteaptă. Iisus mai așteaptă în seara. Cerul este deschis. Iisus mai mijlocește în seara. Aleluia, Iisus mai mijlocește. Bucurați-vă, dați-i slavă lui Iisus. Aleluia, înălțați numele Lui. Glorie Domnului, aleluia. Prin credință poți învinge totul și aleluia. Prin credință viața s-o trăiești. Aleluia. Trebuie de-a fi copilul celui veșnic. Glorie, de prin gândirea prin ea să mă primești. Și prin credință viața s-o trăiești. Aleluia, fi copilul celui veșnic, de prigrănirea prin ea să o primești. Aleluia, aleluia, aleluia. Ascultați,